extrem al unui subofițer MEAPN din Buzău. Bărbatul în vârstă de 40 de ani și-a pus capăt zilelor aseară în subsolul blocului în care locuia, iar cel care a făcut descoperirea macabră a fost chiar socrul lui. Familiei nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat, deși omul s-ar fi plâns că are probleme la serviciu. După lăsarea întunericului, bărbatul în vârstă de 40 de ani a spus soției că merge până în subsolul blocului în boxă. Însă au trecut minute bune până când rudele au observat că bărbatul nu se mai întoarce, iar socrul său a coborât după el. A avut însă un mare șoc când și-a găsit ginerele fără suflare. Nu își explică gestul său, chiar dacă militarul i-ar fi spus că ar avea probleme la serviciu. Când comandantul a omilit, tot timpul trimitea toate misiunile, mai eu, a fost la serviciu. Nu se face, indiferent de situație, nu poți face treaba asta. Și vecinii din bloc sunt șocați de tragedie. Își aduc aminte de el ca de un om bun și plin de viață. De câteva zile însă părea abătut. N-am vorbe. Ați crezut că ar fi putut fi în stare să facă așa ceva? Nu. În niciun caz. L-am văzut, trecea pe ei și cu capul în jos, cu ăla, glugușul și lăsa pe ochi. Era un om extraordinar de bun, ajutor. Ce nu-i ziceai ceva și vinea și te ajuta pe mine, m-a ajutat pe peste tot unde am avut nevoie. Un om săritor, un om bun. Trupul neînsuflețit al militarului a fost dus la medicină legală pentru necropsie. O anchetă trebuie să stabilească acum cauzele tragediei. Bărbatul era căsătorit și avea o fetiță de 5 ani. Era subofițer la Batalionul 47 Comunicații și Informatică General Nicolae Petrescu, unitate din care făcea parte și Mădălin Stoica, militarul ucis în Afganistan în urmă cu 2 săptămâni.